Am revenit la un drept în platou, domnul Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași. Vorbeam despre relația pe care administrația județeană a avut-o cu vechiul guvern, condus de Nicolae Ciucă. Vom trece curând spre așteptări în privința noii relații, dar aș vrea să facem legătura între cele două prin persoana premierilor. Spuneați că ați colaborat cu Nicolae Ciucă, ați fost colegi de guvern, acum este președintele Senatului, presupun că influența directă pe care o va avea domnia sa personală asupra partidului. Vedeți că mă apropii de un lucru care e mai degrabă e mai degrabă de politica la Iași decât de un drept. Dar influența domniei sale va fi una importantă sau consistentă în continuare și față de Iași. Dacă va sta bine în sondaje, dacă nu va sta bine în sondaje, nu va fi. Alt județ, pentru că în calitatea sa de președinte al Partidului Național Liberal și evident copreședinte practic al acestei coaliții, Partidul Național Liberal are și un număr important de portofolii în acest guvern, cu care practic vom reuși să asigurăm dezvoltarea comunităților noastre. Da. Dar dumneavoastră, să spunem, și trecem la noul guvern și înainte de Marcel Ciolacu, la care cu siguranță vom ajunge, haideți să mă refer la domnul Cătălin Predoiu. Este vicepremier, este colegul dumneavoastră de partid, sigur, e pe interne, e un alt domeniu, dar este cumva omul către care, nu știu, președinți liberali de consilii județene sau primari liberali se pot duce ca să ne faciliteze, mă rog, puncte de vedere în guvern sau interacționați direct cu premierul? Nu, când a venit vorba de domnul Predoiu, eu sunt convins că el ar fi făcut o treabă mult mai bună la Ministerul Justiției, pe care l-a și condus. Cred că este cel mai longeviv sau cu cel mai mare număr de mandate la Ministerul Justiției. Faptul că el astăzi conduce Ministerul de Interne, un alt minister important de forță în ceea ce privește orice guvernare, eu sunt convins că expertiza domniei sale își va aduce aportul ca practic serviciul sau siguranța publică să fie la un nivel ridicat. Ceea ce cu siguranță pot să vă asigur în ceea ce privește pe Cătălin Predoiu este că e unul din acei miniștri foarte, foarte obiectivi. Da. Iar asta înseamnă că toate structurile de forță ale Ministerului de Interne vor fi conduse, sper eu. Da. Vorbiți de Ministerul de Interne, dar eu voiam să vă întreb dacă prin postura domniei sale de vicepremier va deveni un purtător de cuvânt al administrațiilor liberale eventual în guvernul României, dacă, să zicem, relația cu vârful, cu Marcel Ciolacu. Știți cum e? Acest mandat de vicepriministru practic îi conferă aproape orice atribut pe care să le întreb. Și cu celelalte ministere din cadrul guvernului Ciolacu și cu administrația publică din România. Noi mai avem un avantaj. Faptul că ministrul dezvoltării astăzi, domnul Adrian Vește, a fost și președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România. De la Brașov. Cred că este pentru prima dată când practic avem oameni cu experiență care practic să conducă dezvoltarea, la fel cum finanțele publice sunt conduse de Marcel Boloș, care cu mandatul de la Ministerul Fondurilor Europene știe astăzi ce ar trebui să facă Ministerul Finanțelor, tocmai să sprijine comunitățile locale sau județene atunci când vine vorba despre asigurarea cofinanțării. Bun, celălalt Marcel Ciolacu. Dincolo de partide, nu e un secret pentru nimeni, că dumneavoastră nu sunteți chiar într-o poveste de amor cu Partidul Social Democrat la nivel județean. Ei sunt în opoziție. Dar relația cu Marcel Ciolacu, instituțională, cea instituțională mă refer, ar trebui să funcționeze, nu? Domnul Dădal, știți cum e? Politica înseamnă și arta compromisului, înseamnă evident și adversitatea asta politică, dar eu cu siguranță nu am dușmani în politică. Eu personal, ca președinte al Consiliului Județean Iași, astăzi sunt într-o relație foarte bună. Da, dar problema nu e să n-ai dușman, problema e să vă asculte. Da, problema e, nu, vreau să subliniez faptul că astăzi sunt într-o relație foarte bună și colaborez foarte bine și cu Dumitru Buzatu, și cu Doina Fedorovici, președinți ambii de Consiliul Județenii PSD,
Pentru că eu fiind președintele Euroregiunea Siret-Prudnistru, practic în relația cu raioanele de Republica Moldova am nevoie de sprijinul colegilor de aici. Ar merita făcută. Facem o discuție odată specială despre Euroregiune și structurile acestea. În ceea ce privește relația cu guvernul Ciolacu sau cu premierul Ciolacu, imaginați-vă că astăzi eu pot spune că am avut o colaborare cât se poate de bună ca ministru al mediului, pentru că domnia sa era președintele Camerei Deputaților. Adică avem, avem relații sau istorii împreună. Eu sunt convins că acest guvern se va raporta, am speranța asta, corect raportat la nevoile sau statutul pe care îl are Iașul la nivelul societății românești. Bun. Și noi aveți probabil o listă pe care, sigur, instituțional, principial, în mare măsură ea coincide cu cea veche. Dar noi nu avem nicio listă foarte mare, dar nu este nici foarte ușor de trecut cu vedere. Ce e în capul listei? Autostrada Unirii. Bun, autostrada... Haideți să vorbim puțin despre autostradă, dar nu fără să reluăm locurile comune. Deci, dacă înțeleg bine, nu mai e cale de întors, mă refer nu pentru Iași, va fi până la capătul Vestea montan. Bună, domnul Dărdară, pentru Iași sau pentru această regiune este că și din autostrada 8 sunt două capete care vor fi finanțate din PNRR și la finalul 2026 adică ele trebuie finalizate. Adică va fi până la Târgu Mureș pe regim de autostradă. De la Moțca până la Leghin și de la... autostradă nu vor fi... Nu vor apărea surprize de ultimă oră, domnule, stai nu, că nu prea nu, sunt nu, nu. Bani, asta facem drum expres. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, autostrada 8 este un... Da. Un parcurs irreversibil. Ceea ce vrem noi, în schimb, este să câștigăm timp. Pentru că am pierdut suficient un deceniu, ca să nu spun două decenii. Și ce mai trebuie făcut? Până la urmă, mai e ceva politic în demersurile acestea sau sunt chestiuni tehnice? Nu, noi sperăm doar ca birocrația să nu încurci actul administrativ sau actul tehnic, așa cum l-ați numit dumneavoastră. Să avem cât mai repede acordul de mediu pentru PSF-ul autostrăzii A8, de la podul de la Ungheni până la Târgu Mureș, urmând ca apoi el să fie finanțat cât mai rapid cu putință, pentru că istoria a demonstrat că un lucru implementat mâine și nu astăzi îți poate crește costul de implementare cu un procent considerabil și până la urmă tot noi, statul român, deci presiunea trebuie, presiunea continuă. Deci nu avem atât decât autostrada, Spitalul Regional de Urgență, cu care suntem astăzi în linie dreaptă, fiind scos la finanțare, sperăm noi să fie implementat cât mai rapid, tocmai pentru a nu pierde și nici acolo bani. Ținem foarte mult ca Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară să fie construit la Miroslava și, sincer să fiu cu dumneavoastră, domnule Derdală, noi dacă avem acest infrastructura rutieră, accesul la sănătate și, evident, stăm de bine cu educația... Ne descurcăm singuri ca județ. N-am niciun dubiu în a vă mărturisi că în mai puțin de 5 ani de zile după ce vom avea finalizat A7 și A8, noi o să avem un grad de creștere și dezvoltare economică mult mai puternic decât are astăzi Clujul. Pentru că avem și resursele aici și mai e un lucru pe care sunt convins că o să-l discutăm într-o emisiune ulterioară. Deci batem Clujul. Să știți că aici țin minte. N-am niciun dubiu, vă mărturisesc și de ce. Pentru că nu la fotbal, că la fotbal s-ar putea să-i batem. Odată cu parcursul pro-european al Republicii Moldova, care și acest parcurs sper eu să fie irreversibil, Iașul va fi capitala iertați-mă, eu nu am din asta. Eu îmi doresc unirea, dar practic aș vrea să se întâmple în cadrul Uniunii Europene, nu altfel. Iașul va fi practic în mijlocul unei regiuni cu 8 milioane de locuitori, care practic va reuși să capitalizeze tot ceea ce înseamnă și educație și mai ales forță economică. Vorbind de regiuni, apar frecvent. Deocamdată e un proiect de lege al unui parlamentar de opoziție, nu știu dacă neapărat exprimă voința nici măcar a întregului USR, nu știu ce părere aveți dumneavoastră la guvernare, dar apar iarăși scenarii de construire a unor regiuni administrative. Și vă întreb, nu vă întreb până în 2024, că nu se va întâmpla, dar presupunând că veți fi la guvernare într-un guvern stabil după 2024, mai readuceți în discuție construirea unor regiuni? Iertați-mă, eu astăzi și ca președinte al Consiliului Județean, și ca fost ministru și ca ieșan, pot să vă mărturisesc că România are nevoie de această reformă administrativă.
România are nevoie de mai puține regiuni sau mai puține județe prin comasarea lor, la fel cum vă mărturisesc, România are nevoie de mai, va funcționa mult mai bine și va asigura dezvoltare unor comunități cu mai puține primării. Nu putem să discutăm de dezvoltare economică atunci când practic investești, când faci școală, spital, grădiniță, sediu de poliție și dispensar într-o comună sau cum era Bătrâna cu 48 de locuitori. Sau cum avem și noi în județul Iași comunități cu 700 de locuitori. Nu putem să construim acolo nici școală, nici dispensar pentru că din păcate acele comunități nu reușesc nici măcar din veniturile proprii să-și acopere salariile din primărie. Asta ar fi primul pas, probabil înainte de a construi sus, să o rânduiți jos. Eu practic am acest mesaj și în urma discuțiilor cu colegii primari sau cu ceilalți colegi președinți de Consiliul Județene. Vrem doar ca această reorganizare administrativ-teritorială a României, ea practic să se întâmple în urma unei consultări și practic ea să vină, să fie implementată și cu sprijinul comunităților locale sau net. Da, problema este că dacă ajungeți la, că a fost cazul recent la Buzău, nu? Buzău cu o comună suburbană, o comună din apropierea orașului și e nevoie de referendum și lumea nu iese la vot, proiectul. Eu sper ca la un moment dat să fie totuși un proiect de țară această reorganizare. Da, dar înainte să faceți asta ar trebui văzut cu referendumul, pentru că eu înțeleg că pe anumite teme fundamentale să ceri quorum, jumătate plus 1, asta înțeleg. Dar cred că există aspecte unde ar putea să se hotărască cu majoritatea celor prezenți. Dar asta e o altă discuție. Dumneavoastră sunteți un politolog de renume în Iași, dar eu nu știu să avem în istoria post-decembristă a României o organizare administrativ prin comasare. Că practic speța de la Buzău, municipiul Buzău și cred că cu nu știu exact care era comuna de lângă. Scapă comuna. Dar aș putea să vă dau un alt exemplu care a ieșuat de 3 ori. Cel al comasării municipiului Oradea cu Băile Felix. De 3 ori. Și practic nu s-a reușit. Nu am cunoștințe, nu am competențe în domeniu, dar nu știu să fi reușit vreo asociere de acest tip. Dar astăzi, cu siguranță, avem nevoie. Doar că ea trebuie făcută corect, prin consultare publică, de jos în sus sau de sus în jos, astfel încât toți factorii să fie implicați și mai ales totuși să atingă niște obiective această reorganizare teritorială administrativă. Pentru că ar fi păcat să facem reorganizare administrativ-teritorială din niște birouri, să satisfacem niște orgolii sau niște interese, așa cum practic s-au mai împărțit poate niște colegi uninominal prin. Nu putem să facem lucrul ăsta, pentru că la urma urmei cei care vor avea de suferit dacă ea este făcută hăirupist sau fără atingerea unui obiectiv, vom fi tot noi cetățenii. După un interval de acum rezonabil de lung, de îndelungat în fruntea Consiliului Județean, ați vrea mai multe competențe sau, de ce nu, ați considera că o parte din ceea ce faceți dumneavoastră acum sta mai bine la localități? Deci mă refer la o rânduire a atribuțiilor Consiliului Județean. Tot vorbeam de reforme administrative și... Păi știți, cred că ce-ați mai vrea? Ce-ați vrea să le luați celor de la centru în administrare? Cred că orice președinte de Consiliul Județean ar renunța la ceea ce consideră că îi mănâncă foarte multe resurse și din păcate nu poate să gestioneze fenomenul și le-ar da la centru sau cu siguranță sunt chestiuni pe care le-am luat de la centru și le-am adus și la Iași. Nu știu, eu și ca liberal țin foarte mult la descentralizarea statului român. Pentru că mi se pare firesc ca deciziile sau politica de dezvoltare sau de guvernare a unui județ sau unei regiuni ar trebui să o hotărâm noi aici și nu neapărat să depindem de cele mai multe ori de deciziile centraliste ale statului. Dar sunt chestiuni pe care trebuie să rămână totuși în apanajul statului. Dacă ar fi să vă spun astăzi, eu n-aș da nimic din ceea ce avem, vă mărturisesc. Mulți colegi ar spune, domnul președinte, ce bine ar fi dacă n-am avea DGSPC-ul. Doar că DGSPC-ul, la urma urmei, sunt tot cei care practic sunt astăzi în,
în familia asta de GSPC-ului, fie că sunt copiii cu dizabilități sau copiii speciale comunității clarificați, noastre, Direcția Generală de Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului. Protecția Copilului. Da. Sunt convins că noi facem un act instituțional foarte, foarte bun ca și a gestiona această problemă. Județ, nu cred că... Doar că singura chestiune pe care mi-aș dori să aibă o rezolvare mai rapidă, știți, în Parlamentul României, că am fost acolo 8 ani de zile, se votează foarte simplu. Creștem norma de hrană în spitale, dublăm alocațiile a copiilor, creștem standardul de cost pentru DGSPC. Ne parvin hotărârile, ordonanța, dar din păcate nu mai ajung la ea și banii. Și atunci ești nevoit să tai de la investițiile din sănătate sau din drumurile județene să poți asigura necesarul ca aceste entități să funcționeze. Vă mărturisesc că n-aș renunța la nimic din ceea ce are astăzi Consiliul Județean Iași. În schimb, așa cum am făcut solicitări, domnule Derdală, să preluăm anumite obiective, de exemplu, de la fostul Minister al Tineretului și Sportului, pentru că ne dorim sala polivalentă, asta veche, pe care o știm cu toții, de lângă Pala asta, când mi-este permis să pronunț numele, vrem să o luăm în administrare. Pentru a face ce? Pentru juniori? Noi vrem, practic, să câștigăm timp, să o eficientizăm noi energetic, chiar dacă ea nu poate fi omologată pentru competiții. Nu, clar nu va fi. Dar va fi cea nouă, să presupunem că va fi cea nouă în moara de vânt, dar practic asta putem să-i dăm un sens astfel încât... juniori... Da, exact. Ca virgulă cluburile să poată să o folosească totuși în niște parametri ca sală de antrenament, dar care să corespundă deceniului în care trăim. Ne dorim hotelul sport, care practic de asemenea poate fi reabilitat și modernizat încât să oferi condiții de cazare bune tinerilor sportivi. Ne dorim de asemenea, dacă ar fi vorba de apa vitală, să preluăm anumite stații, fie de la Oprișeni, de la Apele României, fie de la Răchiteni, unde ne-ar ajuta în acest proces de a moderniza infrastructura de apă și canalizare. Avem sedii pe care le-am văzut, avem instituții pe care le-am vrea să ajungă la Consiliul Județean, pentru că considerăm noi, am putea să facem un act administrativ de calitate, fără ca cetățeanul să-și mai dea piept sau să dea cu capul de birocrația asta de a merge la București. Iașul e solvabil, nu județul Iași? Vă tentează ideea creditelor? Nu că ne tentează. Eu știu că trebuie să faceți, că orice administrație modernă face, dar discutăm de dimensiuni. Din păcate, cred că ar fi trebuit făcut acum mulți ani în urmă. M-aș fi bucurat mult dacă în urmă, ori, știți cum e, de obicei, chiar dacă consideră toată lumea că e nevoie de un împrumut, nu poți să iei Zgălceava politică, pentru că asta este rolul opoziției. Dar mi-ar fi plăcut ca acum 5 sau 10 ani în urmă să avem Gălceavă politică la Iași pe subiectul ăsta, dar să facem împrumuturi la nivelul anului respectiv, pentru că am fi putut să implementăm proiecte care astăzi, până la urmă, suntem iarăși obligați totuși să ne împrumutăm și le vom face mult mai scump. În ceea ce privește Consiliul Județean Iași, vă mărturisesc, suntem hotărâți să apelăm la credite atunci când vine vorba de modernizarea infrastructurii rutiere, pentru că, la urma urmei, nu sunt drumuri nici comunale, nu ne împrumutăm să facem investiții în vreo comună sau pe vreun drum sătesc sau într-un obiectiv local. Nu, sunt drumurile județene, sunt practic astăzi uzitate de toată lumea și credem că prin investițiile pe care le facem aducem dezvoltare economică județului nostru. N-am pronunțat deloc cuvântul aeroport. Știu că e iarăși parte din... așa, nu în fiecare zi confruntați. Aeroportul este o parte frumoasă a acestei administrații locale. Bun. Înainte de a detalia aceste aspecte, se termină totul la timp și când spun totul, mă refer la tot ce e, toate angajamentele asumate prin PNRR. N-am apucat să vă povestesc, domnule, dar eram acum câteva luni, cred că să fie vreo 4-5 luni, când mă întâlnesc cu un ieșan și mă întreabă domn președinte cum suntem cu administrația, cu proiectele și spunem că mergem înainte, facem aeroport, la care se uită la mine și îmi spune domnul președinte. Tot declarații, știți, și atunci am realizat că el era, se lucra la aeroport și practic ieșenii încă n-au reușit să conștientizeze că la momentul la care vorbim noi astăzi, gradul de implementare la aeroportul internațional Iași a depășit 40%.
Când vor ajunge echipamentele, vom fi depășit deja 70%. Vestea bună pentru județul, nu doar pentru județul nostru, pentru întreaga regiune a Moldovei și pentru cea de peste Prut, e că în acest an el va fi construit, recepționat și cu siguranță cu echipamentele montate. Ne propunem ca în primăvara anului viitor să fie și operațional. Vă referiți la terminalul T4? Mă refer la terminalul T4, construcția lui, cei 30.000 de metri pătrați, credeți-mă, el pare mare și pe din afară. Dacă n-ai intrat în interior și vrei să iei la pas până să ajungi de la intrare până la poarta de îmbarcare, faci un număr considerabil de pași. Cert este că în acest an, în august, vom finaliza și lucrările la extinderea parcării de la aeroport, de la 300 de locuri la aproximativ 600, iar aeroportul internațional Iași, domnule Dărdală, și astăzi, cu 25 de cursi externe, este un aeroport important al României, că suntem pe locul 3 în țară, după București, Cluj, urmează Iașul. Dar odată cu noul terminal și cum va arăta el, eu sunt convins că Iașul va deveni un hub în industrie, nu doar pentru Moldova, ci pentru întreaga regiune de est a Uniunii Europene. Mai avem cam 3 minute. Cum s-a reflectat, rămân la acest proiect, cum s-a reflectat creșterea de prețuri din ultima vreme? Bun, oarecum mai temperată ea în ultima vreme, dar a fost o perioadă în care au crescut mult. Recalculări, se întâmplă ieșiri din grafic, ce faceți? Știți cum e? De obicei, de la idei până la proiect în România și din cauza birocrației sau a lipsei resurselor financiare durează ani de zile. Tocmai astăzi, înainte de a veni la dumneavoastră, am recepționat lucrările la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași. Cea mai mare pediatrie din țară, 652 de paturi, o investiție de numai puțin de 138 de milioane de lei, fonduri europene, o treime a trebuit din păcate să o pună Consiliul Județean, dar vreau să vă dau doar două exemple, domnule Dărdale, pentru drumul, ca să revenim la infrastructură. Drumul Iași-Suceava, Consiliul Județean Iași în 2014, că atunci a început proiectul, în vremea domnului președinte a domniției, în 2014, noi ar fi trebuit să punem o cofinanțare de 12 milioane de lei. Asta era partea județului nostru. Întârziindu-se, ați ajuns în 2023, de la 12 milioane de lei, am ajuns la 140 de milioane de lei și încă el nu este finalizat. Și atunci, asta le spun tuturor colegilor de administrație și mai ales guvernului. Mă, trebuie să facem lucrurile să fie implementate la timp. Spitalul Regional de Urgență. În 2014, iertați-mă, ar fi costat 250 de milioane de lei. Astăzi, devizul este de 660 de milioane de euro și încă n-am pus prima piramidă. Aveți o estimare și la aeroport? Nu că n-ar fi important, sigur, astea sunt lucruri care pot fi explicate. Aeroportul internațional Iași, în total, cu fonduri europene, cu fonduri guvernamentale, cu împrumuturi și cu tot ceea ce face Consiliul Județean, cred că ajungem astăzi la aproximativ 100 de milioane de euro. Dar la aeroport, ca de altfel, în tot ceea ce am investit, cred că fiecare euro a meritat pentru că își va absolut, aduce dacă, așa aveți o intuiție cu cât se depășește plafonul? Norocul nostru la aeroport este că perioada fiind atât de scurtă, pentru că nu e un proiect. Da. În 2020, când am ajuns la Consiliul Județean, nu aveam nicio viziune privind proiectul. Atunci s-a scris și proiectul, atunci a fost accesată și finanțarea și am ajuns în situația în care astăzi nu vom pune bani din bugetul județului mai mult decât a fost preconizat, pentru că avem resursa financiară europeană care va asigura implementarea proiectului. Am ajuns la final, cu siguranță că sunt multe alte lucruri care ar fi meritat și ar merita discutate, în plus mai sunt și temele politice la politica la Iași, dar deocamdată am încheiat un drept. A fost domnul Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau din nou întâlnire săptămâna viitoare.